Bună ziua, domnilor și domnilor. Remus Iordache, Euro-Oltenia Rațională. 9 mai 1877, războiul de independență. 9 mai 1950, Europa noastră iubită. 9 mai 45, războiul al doilea război mondial. Mâine, ziua regalității. Dar noi vorbim despre altceva astăzi. Fiind 9 mai, vorbim despre alutul, despre oltul nostru frumos, despre festival de muzică folk și poezie. Folk și poezie, tema pe care am ales-o pentru dumneavoastră. După cum vedeți, nu sunt singur, sunt alături de doamna Aristina Baboi, șef secție, și acum mă uit și citesc: programe, proiecte, impresariat, spectacole, cercetare, conservare și promovare culturii tradiționale. Corect. Și mă opresc. Ce bine că am, adică PPI, nu știu ce, și mai departe. Bine ați venit la Euro-Oltenia, doamna Baboi. Ne bucur că sunteți alături de noi. E bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Așa cum văd, stimații interesatori, este festivalul, două zile, o să intrăm direct în fondul problemei. Evident, emisiunea este în direct, orice întrebare pertinentă pe această temă. Noi o să vorbim, doamna Baboi, de și de alte proiecte care se desfășoară la Centrul Județean, că trebuie spus, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, ca să fiu corect. Încă o dată, bine că ați venit la noi și ne bucurăm că ați venit la noi, chiar dacă cu o zi înainte de festival, așa din scurt, dar bine că mai bine mai sus decât niciodată. Aș vrea să ne spuneți de ce acest festival. Și vorbeam noi înainte de emisiune, de unde e acel 22? Că eu aveam tendința că e ediția 22, de fapt ediția a 3-a. Vă rog. Alutus, vechea denumire a Oltului. 22 este prima ediție, atunci când am inițiat acest proiect. Păi să intrăm în subiect. Să intrăm în subiect, că sunt foarte multe lucruri de vorbit. Să începem cu ziua de mâine, 10 mai. Da. Pe 10 și 11 mai va avea loc a treia ediție a festivalului de muzică folk și poezie Alutus 22. Este un proiect în cadrul căruia desfășurăm mai multe activități și în locații diferite. Se desfășoară pe două secțiuni, secțiunea poezie și secțiunea muzică folk. Avem invitații de excepție atât la poezie, cât și pe partea de concert, nume sonore care vor da greutate acestui festival și care pe noi slătinenii și pe noi Centrul Județean de Cultură și Artă Olt ne onorează. Festivalul va debuta în data de 10 mai, începând cu ora 13 la Biblioteca Județeană Ion Minulescu, partenerul nostru de proiect. Acolo va avea loc o dezbatere publică literară pe tema Tendințele în poezie. Va fi o emisiune televizată de către Orizont TV, având ca realizator pe domnul Adrian Suciu, scriitor. Îl salutăm, colegii noștri de altă televiziune, îi salutăm, sunt prietenii noștri. Da. Vă rog. Vor fi lansări de carte, prezentări de carte, invitații special, după cum v-am spus, vor fi scriitorii din București, din Dolj, din, și bineînțeles din Olt. Va fi și un moment muzical. Emisiunea se va desfășura sub genericul Boema Nouă și Insurgenții. Mi-am notat aici câteva nume de scriitori, că nu aș vrea să omit pe cineva. Adrian Suciu, bineînțeles, Paul Arețu, eseist, critic, scriitor nostru din Arhicunoscut, da? Cristin Art, Nicoleta Craete, Mădălina Diaconu, Cristian Ghica, Marian Nenecu, Cornel Rodeanu și, bineînțeles, de aici din Slatina, Corina Dașoveanu și Nicolae Toni Dincă. Știu că a fost un fel de concurs sau nu un fel de concurs. Fiecare, cel care s-a considerat că este poet a trimis niște poezii, nu? Și a fost o selecție sau cum a fost? Nu a fost o selecție, a fost, nu. Că și mie venea să fac treaba, să trimis și eu, dar n-am mai trimis. Știam că sunt un moderator, poate vorbim mai târziu, da, pentru a doua zi. Înscrierea s-a făcut în partea cealaltă. V-am zis înțeles, că vom desfășura activitățile în locații diferite. Okay. În parcul de la Vila de Protocol vom avea stand de carte cu expoziția de carte și înscrierea acolo s-a făcut pentru scriitorii din orașul nostru. Avem până la ora actuală, ce știu eu, că nu am mai urmărit, în jur de
de 20 de scriitori. O să invităm atât în studio, de aia e cam micuța. Dar o să avem loc să facem o emisie cu două scriitori. Sau poate veniți dumneavoastră sau venim acolo și facem o emisiune exact acolo, da? Mi-ar plăcea, sincer. Ne bucurăm că sunt foarte mulți, bănuiesc că scriu și foarte bine, că altfel nu cred că erau selectați acolo. Da, 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 sigur că da. Expoziția de carte va avea loc de la între orele 16 și 18. La ora 18 va începe concertul de muzică folk. În prima zi de festival pentru concert, după cum v-a spus, avem nume sonore. O să încep într-o ordine ierarhică, zic eu, okay, ca și popularitate, ca și vom avea invitat special pe Mircea Baniciu, alături de, să nu greșesc, Vladi Knežević. Oh, da, arhicunoscut, da. Pe, am înțeles că este arhicunoscut, da. Cel mai bun clăpar care este folosit și la folk și la rock. Da, vom avea invitat de asemenea pe binecunoscutul Dan Vană, compozitor și solist de muzică folk, cel care încearcă să țină flacăra vie a acestui gen muzical prin taberele de creație pe care le organizează la Calafat în fiecare an. Vom avea trupa Om Bun, formată din 4 membri. Toți sunt foarte tineri, sunt absolvenți de conservator. Vor cânta atât cu voce, cât și chitară, vioară, pian și percuție. Și mersi de domnul Păunescu, că de fapt eu aici așteptam să spuneți de domnul Păunescu, de Andrei Păunescu. Andrei Păunescu în a doua zi. În a doua zi, ajungem, știu, da. Și acolo. Ajungem și acolo. Da, da, da. În prima zi... Așa, și mai am un nume, mai avem o tânără talentată din orașul nostru, Andreea Paltin se numește, este elevă la Școala Populară de Artă, la secția Canto. O salutăm. Și este câștigătoarea trofeului de la Festivalul de Muzică Folk de la Brașov din 2023. O să o invităm atunci într-o emisiune să ne cânte live ceva. Place ideea asta cu live. Da, da, da. Trebuie, doamna Baboi, să mulțumim domnului director de festival, Vin Viorel Pinta, managerului Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, și nu în ultimul rând domnului Valeriu Ciulea. Că am vorbit cu domnia sa și a zis, Remus, ce facem? Facem, prezentăm acest festival, că e foarte important. Da. Ce înseamnă concret implicarea Centrului Județean de Cultură și Olt pentru acest... E proiectul dumneavoastră? E proiectul nostru, al secției. Dar ce înseamnă concret? Adică au fost și... Să vă adresez altă întrebare. Au fost probleme vreodată să nu se țină acest festival? De muzică, nu folk au fost și probleme. Marea problemă la mine, eu cu o lună înainte deja nu mai am liniște, marea problemă este prognoza meteo. Pentru că acest festival se ține într-un spațiu non-convențional, inițial, acum 3 ani, când am inițiat acest proiect, vorbisem și voiam să-l ținem la centrul cultural Eugen Ionescu. Partea de sala spectacol de teatru, în sală de spectacol, partea de carte, expoziția de în carte, foyer, mă rog, în foyer acolo. Da. Dar noi avem sediu secției unde ne desfășurăm activitatea, chiar acolo în vila din unde se află parcul și unde se va ține acest... Vila Bărbulescu, că toată lumea știe, ca să nu ne mai ascundem în pădejul. Vila Bărbulescu. Toată lumea știe. Un spațiu mic totuși, doamna Baboi. Poftiți? Un spațiu mic. Un spațiu mic, intim și foarte frumos. Cum am ajuns să-l facem acolo? De fiecare dată, după amiaza, când plecam de la serviciu, vedeam acel spațiu de acolo plin cu maturi, cu tineri, cu mămiși, cu copii. E și amenajat frumos acum? Da, și foarte amenajat, și atunci m-am gândit să-i dăm și o utilitate culturală, pe lângă utilitatea de recreere a concitadinilor noștri, și să facem acest festival, să-l facem acolo, în curtea noastră, cum s-ar zice. Și în primul an am aranjat noi o scenă acolo, că există niște gradene, mă rog, un spațiu, am folosit niște arlechin care aveam eu pe acolo de la teatru, a ieșit foarte bine. În al doilea an am avut o scenă amenajată și anul acesta am revenit în același spațiu acolo, dar avem o scenă
fără acoperiș, doar mesele de la scenă pe care le folosim. Păi atunci, doamna Vaboi, vorbim cu cei de la De Veselu să tragă în nori, ca să împrăștie norii, să nu fie pe slatina niciun fel de nori. Deci, să nu din, ceea ce am văzut eu, din ceea ce am văzut eu, prognoza Prost. Este foarte bună, dar avem și un plan B în caz de vreme rea, că vremea se schimbă, după cum ați văzut, de la o oră la alta. Avem planul B, ne vom muta foarte repede la Centrul Cultural Eugen Ionescu și partea de spectacol se va desfășura acolo, inclusiv expoziția de carte. În caz că nu o să fie vremea. Dar vremea o să ține cu noi. Întrebarea firească a celor care ne urmăresc, cum e intrarea? E vreo taxă, ceva? Sau, vă rog. Intrarea este liberă și am dorit să avem cât mai mulți spectatori. Mă refer și la persoanele tinere. Noi am făcut acest festival mai mult pentru promovarea acestui gen muzical. Pentru promovarea poeziei, în primul rând. Ce este muzica folk? O poezie cântată. Corect. În rândul tinerilor. Pentru că tinerii ascultă, sunt printre ei care ascultă și muzică folk, care sunt aplecați asupra poeziei. Maturii, într-adevăr, le place muzica folk, este un public câștigat, mai ales nostalgicii, dar vrem să aducem cât mai mulți tineri către acest gen muzical. Noi am fost pe la toate liceele prin oraș. Au fost făcut o promovare și la licee, plănesc că vin. Da. Acum vom vedea, vremea ne va ajuta, sper să iasă foarte bine și să avem un public cât mai numeros. La asemenea capete de afiș, cred că ar fi și păcat să nu îi vedem și să nu ne bucurăm. A zis că scena e neconvențională acum. Ați gândit altă scenă anul acesta? Anul acesta, am gândit altă scenă, la fel cu improvizații, mă rog, o să vedeți, ați promis că veți veni acolo. Sunt și eu pe acolo, vin chiar prezint pe Andrei Popescu. Interesant. Așa, mulțumesc pentru invitația, să o spunem așa public, ca să nu ne mai ascundem. Da. Apropo de program, programul începe seara la 18, nu? Cu muzica. Nu, programul începe seara dimineața, știu, da. La 6 cu muzica. La 6 după amiază și se termină la ora, în jur de ora 9. Acum, anul trecut, l-am avut invitat și anul trecut pe Andrei Păunescu și a durat aproape 2 ore concertul lui. Anul acesta, nu știu. E ora aia de liniște, bănuiesc că nu depășește 22. Nu. Știți că e vorba, ordinea să fie liniște. Apropo de, au achistat, nu, la acest proiect și vin cu drag și maestru Andrei Păunescu și maestru Mircea Baniciu. În a doua zi aș vrea să prezint invitații din a doua zi. În a doua zi, pe 11, sâmbătă, vom avea la fel expoziția de carte între 16-18, după aceea la ora 18, invitat special vor fi Andrei Păunescu și Vanghele Gogu, care vor cânta și împreună și separat. Este un aromân care cântă și voce și armonică. Vom avea de asemenea invitații trupa Tic Petroșel și Gașca. Este o trupă de muzică folk, poezie, ironie, filozofie, mai multe la un loc, deci trebuie văzuți. Vom avea iarăși o tânără talentată, Jacqueline Crăciun, este din Craiova, este foarte cunoscută în țară, a participat și la festivaluri internaționale, a luat o medalie de aur prin Spania, la nu știu ce talente prin California și plus foarte multe premii la festivalurile de muzică folk din țară. Și ai noștri, dragi! Așa, și vor încheia evenimentul, bineînțeles, trupa noastră de suflet, trupa Alutus. Alutus, da, e important. Care am înțeles că și-au lansat și ei un album anul trecut. Bine, trupa de muzică folk-rock. Ei cântă și folk și rock. Am zis că vorbeam cu Ionuț Bălăiță că s-a întregit trupa. A revenit nu știu ce component al trupei, să-l vedem. Apropo de acest festival,
ca să nu ne ascundem după cireș, cum spune românul. E vorba de bani aici, nu? Au fost niște bani alocați pentru ca să și lămurim lucrurile. Nu să vă spun nu ne spuneți că... dar a fost un buget extrem de mic. Pentru că eu o lună de zile am stat pe telefoane până și am explicat că noi nu facem un spectacol comercial. Este vorba despre promovarea acestui gen muzical în rândul tinerilor. Nici comercial și nici politic, ca să lămurim din stat. Politic în niciun caz. N-are nicio legătură ca să lămurim. N-are absolut nicio legătură și vrem doar promovarea acestui gen muzical în rândul tinerilor. Și de unde făcut răzban, ca să spun ce Oltu, Olteanu, cum zice Olteanu? Făcut răzban? Păi, am făcut banii din bugetul alocat fiecarei acțiuni care se face în fiecare an. Noi suntem sub tutela Consiliului Județean, ei sunt ordonatorii noștri principali de credite și plus de asta avem un mare noroc pentru că orice proiect l-am inițiat, am avut susținerea domnului Oprescu. E foarte important. Apropo de, deci oamenii nu vin pentru bani ca să ne elaborim. Adică nu vin pentru bani, sunt niște sume alocate, bănuiesc, da. Suflet, bun, da, pentru tineri. Unii pentru au și niște pretenții, pentru... nu, când fără nu știu câte mii de euro, știți cum e discuția. Care au avut pretenții, nu au venit. Care au avut pretenții foarte mari, pentru că nu am avut un buget atât de mare. A fost destul de limitat. V-am zis, nu vreau să dau sumele, că nici le stric oamenilor. Corect. Da. Da. Bun. La aceste proiecte, cu un proiect minunat, vă felicităm. În direct o facem. Pot să vină și oameni care au bani, firme, ar fi putut să vă susțină, să sponsorizeze cineva? A fost, da, am încercat. Adică știți că noi aveam operatori economici pe platforma industrială, sunt o grămadă de oameni care fac o grămadă, foarte mare profit în România și ar trebui să mai susțină. Am încercat, am mers și pe... Că sunt firme, nu le facem reclamă, că n-avem voie. Voiam să mergem și pe această... atunci când nu găseam înțelegere la unii care ne cereau foarte mult. Dar până la urmă nu a mai fost nevoie, pentru că v-am zis, am găsit înțelegere și la Mircea Baniciu și la toți și ceilalți. Păunescu, că și, de regulă... și la Păunescu mai ales, da. Că sunt niște nume mari și care bine, da. Trebuie să recunoaștem, când ești o vedetă, ai un anumit target, o anumită sumă. Cam asta e, ca pe ca și actorii mari. Așa mi-au spus și ei și de asta au zis că contractele pe care le-am făcut nu vor să fie să... Să nu spargem piața. Bun, ca să încheiem așa ideea asta frumoasă și a sponsorilor. Ar fi putut să vă ajute și altcineva, nu? Firmele care sunt pe platforma industrială a Oltului, operatorii economici. Dar noi avem atât de multe proiecte, avem atât de lucru, că trebuie să stai, să mergi la fiecare firmă, să ceri, să... Mă rog. Păi și faceți doar dumneavoastră, aveți o echipă acolo. Sunteți dumneavoastră șef secție, dar aveți, bănuiesc, ca să zic, așa, subordonați, să zic. Subordonați. Pe secția mea suntem șapte, suntem o echipă, facem tot ce trebuie. Nu, și șapte numai magnifici. Ce există, exact, numai ce există în fișa postului. Suntem într-adevăr o echipă și toată lumea face cu pasiune ceea ce face și de asta probabil că ne și iese, zic eu. Foarte bine. Până la urmă este un proiect al echipei dumneavoastră. După proiectul ăsta ce urmează? După o să revenim și la proiectul ăsta, mai vorbim, că trebuie să vorbim foarte mult despre el. Da. Dar ce proiecte, ce vizați viitor? Suntem în mai, 9 mai azi. Mâine suntem 10 mai. În mai. În urmă cu 2 săptămâni am avut un festival regional de muzică populară, vocal-instrumentală la Giuvărăști. A doua zi de Paști am avut iarăși un proiect cu localitatea Izvoarele Horasatului, unde se țin și anumite tradiții, Hora de Pomană, a fost un concurs de ciocnitouă, după care urmează pe 18-19 mai Cântecele Dunării de la Ianca, unde și acolo suntem co-organizatori, deci nu e tot greu numai pe noi, da? Pe 26 mai avem un festival la Urzica, Floare de Salcâm, unde suntem organizatori și partenerii Primăria și Consiliul Local Urzica. După aceea
O să vină Călușul Oltenesc, va fi Pomul Vieții de la Balș, va fi festivalul de muzică lăutărească și tarafuri de la tot în mai în iunie, de la Sârbii Măgura. Și după aceea venim vara, noi mai avem și niște tabere de creație. Avem o tabără de creație plastică unde participă pictori din toată țara, artiști plastici consacrați. În urma acestor tabere ne-am creat, avem și o pinacotecă cu lucrări destul de valoroase în cadrul centrului. Avem tabăra de creativitate teatrală. Această tabără o ținem în urma festivalului de teatru pentru licee în Dialogul Absurzilor, la care ați fost corect, așteptam să spuneți, jurat, ca la american, am jurat bine, să știți, s-au ieșit niște copii, avem niște copii talentați, excepționali. Avem niște copii excepționali. Din păcate, 99 nu merg pe zona asta arte. Fac orice altceva nou. Chiar dacă au talent, ar putea să facă un ATC-ul. Au zis, domn profesor, vreau să merg pe medicină. Deci au chestia, să merg pe Dumnezeu, n-am micul. Medicină, știți, poliție, armată. Asta e. Am mai avut un proiect și pe care... pompieri. Am mai avut un tot proiect, respect. Am mai avut un proiect pe care l-am întrerupt atunci cu COVID-ul și nu l-am mai reluat. Atelierele de teatru pentru copiii din mediul rural. Era pentru copii de la gimnaziu. Nu vă spun câți copii au plecat la Dinu Lipati, la București. Liceu de muzică Dinu Lipati, liceu de artă și muzică Dinu Lipati, și coreografie, dacă și nu știu. Și teatru au și de toate. Și teatru au tot ce trebuie, da. Dinu Lipati și George Enescu sunt. Și câți copii sunt și de aici din Slatina, care au participat la Dialogul Absurzilor și au mers și au dat la IATC. Un ATC. Acum, da. Mă bucur că sunt copii talentați. Problema este, doamna Băboi, cum îi aducem acasă? Acasă de unde? Acasă la noi, aici la Slatina. Să vină actori, să nu mai se ducă în toate teatrele independente de prin țară, să fie angajați, cu toate că mă gândeam la Claudiu Blonț, că am jucat împreună, trebuie spus asta. Da. A stat la Petroșani într-un frig teribil și ce Remus, credem, o jucam și pentru un spectator. Apropo, pentru că spectatorul ăla își lua de agură și plătea 5 lei sau cât era, 12 lei. Apropo de respect. Să vină la acasă, să întoarcă la Slatina. Actorii ăștia buni. Că aici sunt niște trupe de teatru, știți că a jucat, sunt să mișcă. Eu am jucat teatru important aici în Slatina, acasă. Că eu nu am voie să zic nimic acum că sunt într-o televiziune și sunt, dar mi-ar veni să zic, dar o să zic în alt context. Eu actitatea teatrală, adică se mișcă lucrurile la Centrul Cultural Eugenescu, se mișcă foarte bine acolo. Grație domnului George Zvandacă și domnului Ciurea. Hai să o spunem și asociațiilor culturale care chiar muncesc și care fac repetiții și care muncesc pentru actul teatral, văd că și dumneavoastră vă implicați, știu, eu zic, mă fac că nu știu. Eu am jucat 30 de ani teatru. Tocmai. Deci sunt lucruri care, adică se mișcă. Nu e o chestie. Nu există, cum spuneau unii. Apropo de activități culturale, eu mă bucur că totuși există sume de bani care sunt alocate pentru zona asta a culturii. Că dregul meu spune, domne, cu cultura mai puțin, mai lăsați cu cărțile. Nu, noi suntem instituție de cultură și avem pentru prin fiecare centru, proiect... Prin Consiliul Județean, Olt. Da. Și avem pentru fiecare proiect în parte, normal că avem o sumă alocată, o sumă minimă, dar acolo ne descurcăm cu ea. Să putem face niște diplome, să putem da un trofeu la un festival, mă rog. Și frumusețea e la secția noastră, pentru că noi cuprindem toată area culturală, adică avem și literatură, și teatru, și muzică, și dansuri populare, cum există festivalul ansamblurilor populare din județul Olt, care are loc la Osica. La Osica. Da. Deci avem foarte multe activități care cuprinde ce concurență între culturală. Izvoarele, Vâlcele, zic bine, Sârbii Măgura, Scornicești, Dobrân, Osica cu Călușari. Era o concurență la un moment dat, dacă mai acum concurența între alu Porumbel și alu nu știu ce, mă rog, știu cei care în vârstă. Da. Concurență frumoasă, apropo de... Adică la noi s-au mișcat în tot timpul, au fost activitate. Și bine, era chestia cu Scorniceștiu, că cei mai tari nu erau chiar cei mai tari din Scornicești. Am zis că erau cei de la Osica, după cei de la Vâlcele și avem chiar oamenii de marcă. Colaborați cu Palatul Adrian Băran, Palatul nostru? Da, sigur că da. Păi Palatul colaborăm, de exemplu, colaborăm la... am colaborat și la Eminescu, știți că avem noi omagiu Eminescu atunci la zilele Eminescu, colaborăm și la Călușul Oltenesc,
îl facem împreună în parteneriat. Domnul director, manager Ilie Brăilean, îl salutăm pe domnul Brăilean. Palatul Copiilor. Da, adică sunt lucruri care se întâmplă și sunt frumoase. Apropo de aceste două zile frumoase și chiar sunt importante, așteptările cred că sunt mari, cred că o să vină foarte mulți slătineni, că de fapt asta e și ideea, e făcut pentru slătine acest festival. Da, da. Și de data asta mergem noi la ei, la public. Nu chemăm noi publicul la noi într-o sală de spectacol să stai acolo, să fie locurile limitate. Pentru cei care ne urmăresc, m-a întrebat cine mai întâi, dar veni la emisiune, că știa că sunteți dumneavoastră aici și are legătură cu zona culturală. Să știți că biletul la teatru este 21 de lei. Când mă întreba cineva cât este biletul la teatru, 21 de lei. N-am voie să fac reclamă, dar cât o fi un pachet de țigări, cred că e peste. Tot cam pe acolo, deci ca să știți. Da. Știi ce idee mi-a venit? Nu știu dacă e năstrușnică, poate. În cadrul unui festival să se joace și un act, să zic așa, sau o scenă într-o piesă de teatru, acolo în aer liber, pe o scenă monoconvențională sau improvizată. Sau de asta am zis să-i dăm utilitate culturală acelui spațiu, că se pot desfășura foarte multe activități culturale. Putem face și o tabără de creație plastică, să aducem copiii cu șevaletele, pentru o zi. Se pot face foarte, foarte multe lucruri acolo în cu acest liceul, spațiu minunat. Cred că zic bine, liceul, că e colegiul, nu știu, cred că liceul acum, liceul teoretic, ca să vorbesc corect, liceul teoretic Nicolae Titulescu, care o zona asta, dar colaborați și cu domnilor? Da, și îi avem prezenți la festivalurile de teatru, îi avem prezenți și la evenimentele pe poezie sau, da. A zis că este o dezbatere literară, mi-a plăcut ideea asta. Când are loc, nu știu, cred... Dezbaterea literară va avea loc vineri, începând pe data de 10, mâine, începând cu ora 13 la Biblioteca Județeană Ion Minulescu din Slatina. Și atunci va fi important. Apropo de standul de carte și poezie, se poate cumpăra de la stand? Da. Expoziția va fi cu vânzare. Cărțile vor fi expuse de către autor, deci expoziția va fi cu... O să fie autorii prezenți, dau autografe, bănuiesc că o poezie interesant. Da. Apropo de când vine maestru Baniciu, vine mâine, a zis... Maestru Baniciu vine mâine, o să vină mai devreme, mă rog, cum au ei, probă de sunet, să vadă... Ați lucrat, mi-a plăcut și știu că munciți foarte mult, o lună mă gândeam la meteo și astăzi spuneați că la emisiune aveam, v-am răpit așa, o oră cât facem emisiunea, cu scena ați rezolvat-o, adică sunt toate lucrurile în regulă. Am rezolvat-o parțial, dar mâine dimineață trebuie să că iar facem trebuie, restul. Că e o, avem noi gardieni acolo, dar nu putem să lăsăm peste noapte anumite... Păi nu o să vină cineva să referiți la boxe, la ce aparatură electronică, sororizare și alte... Bun, ideea este că o să fie foarte frumos să ați ținut morții și să faceți acolo, pentru că totuși e un spațiu intim, e un spațiu micuț. Da, și deja pentru că deja toată oamenii... lumea are tendința să mergem la Parcul Tineretului, lângă acele fast food-uri sau pe explanadă, cam asta era tendința tuturor. Noi vom avea și scaune, vom avea și pufuri din acelea care le vedeți prin Parcul Tineretului, interesant. Pe care sigur le vor folosi tinerii, am văzut de la edițiile precedente. Am uitat să prezint prezentatorii în prima zi. Vom avea prezentator pe colega mea, Cristina Cenușă, și pe Cosmin Băcanu, iar în a doua zi de festival vom avea prezentator pe colega mea, Cristina Cenușă, și pe domnul Remus Iordache. S-a întâmplat. Mulțumesc pentru invitație. Am acceptat cu drag și chiar mă bucur că sunt parte în acest festival. Apropo de lucrurile acestea, în toată lumea asta, când ajungi la un festival, parcă îți vine să bei o apă minerală, să bei un suc, o să fie vreo tonetă sau nu știu cum să vă exprim. Nu știu, asta nu e... Dar e ok, bănuiesc, nu? Poate vrei să bei un ceai seara sau... Noi am fi dorit să avem și așa ceva, a sunat cineva, m-a întrebat. Asta depinde de primărie. De primărie. Dar se poate, nu știu, eu trebuie aprobarea primăriei pe domeniul public și oricum nu acolo. Mie mi-ar plăcea ca acea stradelă să fie închisă. E o străduță acolo, nu știu. Păi e strada de lângă, de lângă finanțe. Da, lângă finanțe. Și până când se va închide acolo cumva, nu? Perioada festivalului. Nu știu, noi am făcut adrese și la... Că m-am gândit că acolo puteau să pună tonetele, să bei un ceai, să... Și la poliția locală, deci nu o să fie probleme.
în învățământ se face o analiză SWOT, așa, puncte tari, puncte slabe. Ați făcut analiza edițiilor anterioare, ediției 1 și a 2? Ați făcut așa, cam cum? Ați ieșit pe plus? Vă rog. Noi, de la an la an, creștem odată cu acest festival. Primul an a fost cum a fost. Primul an a fost nășit de către Nicolae Doboș de la trupa Arhaic. Da. Am avut, mă rog, și scriitori și nume soliști mai mult sau mai puțin cunoscuți. În al doilea an am avut tinere talente, invitații foarte mulți. Așa, și acum noi sperăm să iasă mult mai bine decât în anii precedenți. La fiecare ediție vedem ce s-ar mai putea îmbunătăți și anul următor aplicăm. Doamna, e important să ai pe cineva de marcă invitat și mă refer aici la maestru Baniciu și Păunescu. Este ca să fie foarte important. Că așa festivalul să mai facă așa în țară. Pentru că domniile lor o să dea greutate acestui festival. Domniile lor pe pagina dumnealor de socializare au promovat acest festival și domnul Baniciu și Andrei Păunescu și toți ceilalți. Și noi promovăm la Euroten. Și eu de o lună de zile, noi, secția... Mai dormiți sau mai... Nu prea, că mai mi-aduc aminte de câte ceva și mă rog. Oamenii o să vină, o să fie foarte încântați, o să fie bucurie și cred că sigur va fi... Nu știu cum să zic, asta este. Asta îmi doresc cel mai mult, să fie public numeros, pentru că ați văzut că doar faceți teatru. Când e public în sală, parcă te încarci cu energie. E altceva. Și na, e mult mai bine. Așa și pentru artiștii noștri care... Doamna Băbă, joc și pentru un... Dacă aș juca Claudiu Breos pentru un spectator la Petroșan, la Teatrul Ides, să jucăm și aici pentru un spectator. Da, nu s-a întâmplat, jucăm cu sala plină de regulă și ne bucurăm. Mulțumim că se uită. Salutăm pe domnul Nicolae Dincă, salut Toni, salut și eu. Da, salutăm Mihai Vali, Ioana, salutări, mulțumim că ne urmăriți. Aș vrea să vă întreb, doamna voi, ecouri în țară ați avut în urma celor două ediții, edițiilor anterioare? Da, am văzut, acum nu mai știu ce și cum. Pentru că sunt oameni care și-au dorit să vină și n-au mai ajuns. Hai să vă dau un exemplu, am fost la o lansare de carte. Pana Invisibilesul nu contează în ce context și mai departe. Și era un cantautor state și a spus că a fost la ediția întâi, adică au fost invitați la ediția anterioară și n-am mai venit acum. Sau nu știu, nu s-a întâmplat, n-a fost o coordonare. Sau... Da, eu știu de anul trecut că au venit și din țară ca să-i vadă, nu mai știu ce invitate am avut, au fost tot din vreo două fete din Om Bun, pentru Andrei Păunescu, iarăși au venit și din afară, nu numai din Slatina. Bănuiesc că da, mai ales că ei își promovează și ei pe paginile lor de în această dezbatere literară vor recita autorii își de vor, carte sau probabil că vor și va fi o discuție liberă, probabil că vor și recita, își vor prezenta fiecare cartea. Îi cunosc pe majoritatea, dar te-ar plăcea să fiu. Eu trebuie să spun lucrul acesta. Trebuie spus pentru că trebuie spus. Noi suntem un săptămână luminată acum. Da. Hristos a înviat la mulți ani. Așa trebuie să începem. Am început cu muzica, cu începurăm. Dar începurăm bine oricum. Da. Din fericire sau din păcate, nu sunt zile libere. A început anul școlar, s-a continuat anul școlar de miercuri, adică de ieri, azi e joi. Da. Mâine elevii sunt la școală, sunt cursuri de zi, de dimineață, până la ora 14 și cursuri serale. Copiii sunt cam pe la școală până pe la 15. Sunt la ore, ca să știi. Dar... Apropo, deci seara, cred că ar putea să vină la 18, asta era ideea. Deci sunt copii care sunt la școală. Am luat în calcul și acest aspect. Eu știam că mi-o gândeam că e sâmbătă și duminică. Dumneavoastră ați făcut vineri și sâmbătă exact, acum. Exact, da. Eu știam că marți, până marți au copiii liberi și zic tocmai bine de marți încolo. Eu v-am zis, acest festival l-am făcut cu public țintă către tineri. De să promovăm și în rândul tinerilor acest gen muzical de muzica folk. Dacă, și poezia. Dacă cineva are un talent și îl descoperă acolo, vineri și sâmbătă, i se va da voie să spună o poezie? Poate vrea cineva să ia o carte a unui autor, să recite la o poezie, că simte la așa o, da, este, o variantă. Este, am văzut undeva la Craiova și i s-a permis. Chiar recita bine băiețelul respectiv. Da, este recitări, nu vom avea acolo în cadrul
La care vă referiți, la activitatea de la bibliotecă sau... Da, deci când sunt autorii care o să dea autografe și care au poezie. Probabil, poate cineva vrea să, vreau să citesc eu poezia cu glas tare, nu știu, a lui Toni sau al Corinei, probabil exemplu, venit acum. Da, probabil că da. Deci se poate, asta da, e important. Da. Cu muzica, cu curentul stăm bine, cu reglajele, cească sunt, aș facă reglaje, trebuie să vină, să-și fac, știți cum e, maestrii, trebuie să da, audă perfect. Da, sunet, da. O să fie Cristi Gudea la sunet și îl salutăm, Ionuț Tănase. Salut, Ionuț, uite că te-am promovat, că atunci când te-am promovat. Da, că da, l-am da. Promovat în... De fiecare dată a fost apropiat de noi și chiar ne-a ajutat la foarte, foarte, foarte multe proiecte. Cert este că nu trebuie să se depășească ora 22, nu? Da, da, deci da. Nu, 10 da. Seara, da, 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 mă rog, da. 10 post meridian, pentru că... Nu vrem să facem rău. E ordinea... Noi vrem să facem bine, să fie da, frumos să și facem bine. Da, să facem bine. Să se supere lumea pe noi, din contră. O să fiu curios la mama voi dacă se va accepta acolo pe strădrela aia să poți să-ți iei o apă minerală sau un ceai sau o cafea. Sincer, nu știu. Nu știu, așa ar fi... Cum este la parcul tinetului. Fiecare poate să... Ați văzut că sunt acele acceptă, dar tonete. Probabil, da, probabil, da, s-ar putea să fie, s-ar putea să fie. V-am zis că m-ai sunat și eu am zis că nu răspund eu de aceste lucruri, să vorbească cu primăria, că probabil trebuie o autorizație de la primărie, fiind domeniul lor, nu știu. Va fi liniște și disciplină? Jandarmeria, poliția locală? Noi am făcut adresă, da, da, de fiecare dată. Jandarmeria a fost acolo, poliția locală a fost acolo, da, sigur că da. Deci nu vor fi probleme, n-au fost și sunt sigură că nu vor fi. Mergeți în fiecare an în zona lunii mai cu acest festival? Vreți da. Să dați o direcție? Tot da, timpul da, să da. Fie 9-10 mai sau 10-11 da, mai. Da, da, da. Noi voiam de ziua Europei pe 9 mai. Anul trecut așa l-am avut și... Dar și anul trecut ziceam tot, așa am stat cu frica ploii, da, da. Și până la urmă zic, lasă-o că o să-l pun mai târziu, da. Și anul ăsta zic, hai mă, lasă că vine Paștele, e destul, o să fie cald, o să fie, e și în perioada aia, imediat după Paște. Săptămâna luminată e chiar bine, că ăsta nu stă foarte bine. Da, dar da. Tot timpul va fi o zi lucrătoare, adică vinerea și sâmbătă. Nu o să fie niciodată sâmbătă și duminică. Așa da, v-ați gândit. Știți de ce? Pentru că am zis că tinerii, copiii de la școală, sunt mulți care pleacă în weekend. Și să știe despre acest eveniment și să rămână aici, să vină la acest eveniment, să nu mai plece. Trebuie spus că și eu am făcut o reclamă la... Pe la mine, pe la școală, pe acolo, pe unde mai activez așa în timpul liber, ca hobby, vorba unui prieten, nu știu care e hobby. O să vină colegi, o să vină colegii de la teatru, o să vină slătienii, se vor bucura, o să vină nostalgicii, ca să spun, cei care au peste 45, bănuiesc, noi, care vibrăm deja așa în zona asta. Deja am tras cu ochiul pe acolo, dacă vine lumea în părculețul ăla, am tras cu ochiul că noi am pus și un banner afară, mă rog, și afișe pe acolo și deja lumea întreba când e, cum e, cum, unde o să stăm, unde o să... Da. Important este că nu se percepe o taxă de participare la acest festival, nu, este intrarea liberă, nu. Deci da, nu există pe bază de bani, dar da. Acele cărți care o să fie la standul de carte se pot, nu? Se pot achiziționa, se pot cumpăra, sumele care sunt, deja, eu nu sunt normal că te uiți la televizor, a fost pe al culmea, vă salut domnul Remus și pe mămica Aristina, așa păci? Ionuț Tănase, nu? Ionuț Tănase, salut! Îl salută Ionuț. Și mama lui! Te salută și mama ta, da, uite da, că intrăm da, în direct. Să știi, Ionuț, că ești de activitate acolo, să nu scap de la cu domnul Gugia. Apropo de... În activitate și la bibliotecă o să fie cu sonorizarea și după aceea să vină repede în partea cealaltă. La bibliotecă totuși e număr limitat de locuri. Acolo da, e da, mai, da. Un spațiu mai micuț. Da. Acolo va fi mai... Așa, da, de asta am vrut noi neapărat în aer liber, afară, ca să vină cât mai multă lume, să bucurăm cât mai multă lume. Mă gândeam în spațiul la mic... Nu e chiar atât nu, de așa, mă gândeam, ar intra 400-500 de persoane, dacă ar fi? Cred că da. Intră, cred nu? Da. Chiar da. Eu realizez acum. Pot sta și dincolo de gard. Okay. Anul trecut erau și, nu, celălalt an, că a fost scena în partea aia, erau și dincolo de gard și în străduță spre finanțe și în partea aia. Na, o să fie poliția locală. Se va circula totuși pe bulevard, nu? Adică în zona poștii pe acolo. Nu cred că da. O fi vor problema zona dreapta, pe une vila Bărbulescu. Poate o să fie oameni care o să stea și până spate pe acolo. Păi prin spate nu au cum să stea pentru că e vila și știu, nu e, pot să vadă. În spate pe acolo, te pe mai acolo, auzi. Pe mai... stradă, pe alei. Da, pe alea da, da. Respectivă, da, asta da, e important da. Pentru că trebuie să fie, să da. Vedem acest da. Festival de muzică, folk și poezie, ediția a treia, frumos, concerte, muzică, folk, expoziție, carte, dezbatere literară, frumos proiect. Frumoase proiecte pe care le faceți. A zis că sunt 7.
Ia să spuneți-i pe cei șapte magnifici. Cei șapte magnifici. Colegii dumneavoastră. E colegul meu, Variciulea, care el se ocupă și de partea aia cu obiceiuri, tradiții, conservare, promovare. E tot timpul prin județ să promoveze să unele obiceiuri și tradiții care sunt pe cale de dispariție. Mie îmi place aia cu pomana de viu, recunosc că aia îmi place. Și multe altele, da. Dan Stoichescu, consultant artistic, Ioana Ungureanu, ea e mai mult pe partea cu artele plastice, ea are birou chiar în Pinacotecă, Silvia Diaconu, dar pe Silvia Diaconu o mai folosește și secția cealaltă Doina Oltului pentru prezentare. Așa, Romică Priuteasa, care de data asta nu... Astăzi el se află, are niște probleme îi de sănătate. Îi dorim multă sănătate, da, multă sănătate, da, da. Asta, da. Cred că n-am omis pe Cosmin nimeni. E la dumneavoastră? Prezentator sau cum Pisică, e? Sau da. Marius Pisică, el okay. E mai mult pe partea de promovare, de imagistică. Colaborăm foarte bine și cu Alin Bărbuiai pentru toate proiectele. El ne cu face... foto, dacă nu mă înșel, domnul Bărbuiai e cu fotograful? Da, cu foto, filmat, filme. Dan Stoichescu, iarăși, el editează filmele de la fiecare O altă întrebare, se va filma tot festivalul și mâine și absolut mâine? Absolut tot, da, da. Fotografii din festival, absolut tot. Da, da, da. Da. E interesant. Da, vă rog să intrați pe site-ul secției Centrului Județean de Cultură și Artă Olt sau pe pagina de Facebook a secției Programe, Proiecte, Cercetare, Conservare și acolo veți găsi, veți vedea toată activitatea noastră. Trebuie recunoscut că am intrat și înainte de emisiune, că așa se face un moderator, să pregătește, ca să învăț toată chestia asta, programe, proiecte, impresariat, spectacole, cercetare, conservare, promovare culturii tradiționale. Da, asta e ca la da. Actorie, trebuie să faci exerciții de dicție. Da, Nicolae Dică, felicitări, mulțumim, se uită la noi, încă o dată mulțumim. Apropo de festival, merge până la ediția 150 sau am da, cât? Sigur că da, dincolo de, o să meargă ediția a treia. Da. Sincer să fiu, tot la bani mă întorc. Mi-ar plăcea să vină și oamenii ăștia, operatorii comuni, să pună și mai mulți bani. Că poate eu ca moderator, că prezint, poate cer 5.000 de euro și Consiliul Județean o să-mi dea 5 lei că nu are și că nu au bani și mie îmi dă firma respectivă. Exagerez, evident. Ar trebui, o variantă, dacă legal, eu vorbesc legal acum, ar totul trebui, legal. Da. Mecen, așa, oamenii de afaceri. Care am putea să facem și alte proiecte noi. Vă rog. Și, mă rog. Sunt multe variante. Să știți că sunt firme de platformă industrială care susțin activitatea teatrală, care cumpără spectacole de teatru. Eu însumi joc în anumite spectacole și sunt susținute de firme. Sunt interesați, probabil că trebuie să mergeți mai despre la ei sau nu știu ce trebuie făcut. Păi am mai vrut deja găsisem sponsorii, am mai vrut în toamnă. Știți că a fost ordonanța aceea cu bugetul, mă rog, când aveam, că de asta am amânat dialogul absurzilor și găsisem ceva sponsor, dar până la urmă, din motive obiective, am amânat festivalul și nu s-a mai ținut. Poate facem un festival de teatru la Slatina, dar acolo, în zona aia micuță, da, așa, sigur cu, că cu niște părți, cu cei care se împiace și prin Slatina, poate alte trupe de teatru din mai țară. Mai și câteva obiecte pe acolo pentru decor. Ok, și ar fi interesant, cred că ar fi interesant. Da, da, da. Și tot se caută, și asta e interesant, la un moment dat, pentru copii. Tot se cere, am observat, piese de teatru pentru copii. E un trend acum și e interesant, am văzut în țară chestia interesantă, mi-a plăcut. Când eram copil, îmi plăcea să mă duc la circ. Și mă bucuram când vedeam animăluțele acolo. Cred că e o lege, s-au interzis animalele la circ. N-am mai văzut elefanți, zebre și am zis că e o lege. Protecția. Da, protecția animalelor. Da, e interesant. Da. Nu știu câte minute m-am să spună colegul că noi ne-am luat cu vorba, Armand. Da. Cât? 5 minute, mamă, ce a trecut timp. Da. Și vă gândea, doamna, băi, că ce vorbim? Ia uite, că ce vorbim, uite, da. Uite așa vorbim, că s-a dus emisia, avem 5 minute, vă rog. Să rog publicul slătinean, 10 și 11 mai, începând 10 mai la Biblioteca Județeană, începând cu ora 13, Boema Nouă și Insurgenții, ora 16 la parcul de la Vila Bărbulescu, ora 16:18 expoziția de carte unde vă veți întâlni cu autorii, iar de la 18 la 21 concertul de muzică folk.
Vă important. Cu mare drag. Doamna, mai avem 3 minute, ne salută și Dana Mitru. A jucat cu noi. Seara bună, Dana, ne bucurăm că... Și o așteptăm la festival. Trebuie să vină, da. Interesant, da. Seara. Seara și să ajungem și sâmbătă. Mai spuneți pentru sâmbătă, a spus de bine. Mai spuneți pentru data de 11. Sâmbătă dimineața, dacă e ceva dimineața. Sâmbătă dimineața, vă rog. Nu iese nimic. Începând cu ora 16-18, la fel, expoziția de carte, întâlnire cu autorii. Care are loc în parcul de la Vila de Protector Mănăstirii 1A. Da. Frumos, interesant. Așa, și de la ora 18, Andrei Păunescu, Vanghelie Gogu, Jacqueline Crăciun, Tic Petroșel și Gașca și, bineînțeles, trupa... Alutus. Alutus. Ai noștri... Da. Da. Voiam să mai... Acest festival, prima ediție a acestui festival, l-am dedicat in memoriam prietenului și colegului nostru Mihai Preda. Dumnezeu să ierte. Da, știu că venea tot timpul pe la mine și cea că își dorește. Și cânta foarte frumos. El a câștigat trofeul Om Bun. Unde a fost președinte juriu, binecunoscutul pe care avem onoarea să-l avem printre noi, Mircea Baniciu. Mircea Baniciu. Da, da, sigur că da. Credeți într-un reviviment al acestui gen muzical, muzica folk? Știți că da, noi acum suntem... Da. Da, eu cred. Suntem pe manele, doamna Băboi, ca să vorbim. Nici nu vreau să aud. Da, eu ok, cred, dar suntem pe manele, dacă au început și ai noștri. N-ar fi existat acest festival. Eu cred și chiar cred că se va întâmpla și tinerii noștri frumoși și deștepți iubesc poezia și iubesc muzica de calitate. Eu țin cu o echipă, țin și din România, cu o echipă Craiova, dar țin și cu o echipă din Sănătate, din Italia, care a câștigat campionatul italian. Și cu cealaltă cupă. Nu, hai să vă spun de ce. Când s-au bucurat pe manele românești. Și mi-a venit să cred. Adică, wow, Doamne, nu se poate așa. Revidement. Dacă sunt tineri care vor să vorbească cu maestrii, au deschiderea către... Tineri, eu știu, maestru Baniciu sau Păunescu, după spectacol să vorbească? Da, sigur că da. Sau bănuiesc că nu sunt 1000 de bani din care să n-ai voie să-i interviu sau să vorbești. Sunt oameni destul de... Sunt artiști, sunt calzi, sunt modești, sunt apropiați de noi. Știți cum sunt artiștii. Tocmai, deci sunt eu deschidere. Poate sunt tineri care doresc efectiv să mai smulgă o idee, un sfat. Da. Doamna Băboi, s-a cam dus emisiunea? Eu mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că ne-ați promovat acest eveniment. Dacă mă mai invitați, dacă ne mai invitați. Cu mare drag, mi-ar plăcea să facem acolo, în Părculețul, la o dată, da, o emisiune. Vrea, da, puteți, o să facem o emisiune. Vin colegii noștri acum de la altă televiziune, de tot respectul pentru așa dezbatere, ne bucurăm. O să facem chestii și faza cu teatru, cu ideea de a mici scenete acolo puse în... Da. Mă gândeam că sunt multe lucruri sau de făcut. Poate facem un proiect cu teatru, cu poezie, cu vedem. Pentru sau poate în viitor, poate eu mi-aș dori și un festival de rock. La Slatina. Știți că eu am părul lung, l-am prins în coadă și intru în asta, festival de rock. Interesant, de ce nu? Interesant, trebuie să ne gândim. De ce nu? Da, sigur că da. De ce nu? Trebuie da. Să avem curaj să... Na. Da, acolo trebuie să dăm din cap și să ascultăm muzică frumoasă. Și aici e muzică de calitate, muzică rock. Da, să știți, în România se cântă muzică rock bună. De care spunea cineva, domne, că numai, s-a schimbat lucrurile. Felicitări, ceea ce face succes, așa. Ne vedem pe acolo, oltenește vorbind, că mulțumesc, voi fi și eu pe acolo. Da. Să rămână și să ne bucurăm de prezența acestui festival și faptul că lucrurile se întâmplă, se mișcă bine în zona culturală, în Slatina și în Olt. Așa am accentuat. Cu toate cele bune, doamna Alisa, mulțumim pentru că ați acceptat invitația Postului de Televiziune. Stimați testatori, evident vă așteptăm mâine și pe mine. Citesc ca să nu mă încurc, Alutul 22, pentru că e din anul 2022, nu e a 22 ediție, festival de muzică... Alutus pentru că e old. Corect, festival de muzică folk și poezie. Mi-a fost mamă într-o piesă de teatru, eram băiatul militar. Festival de muzică de rock, în piesa domnului Zvăran Dachi. Festival de muzică folk și poezie, ce mi-ar plăcea să reluăm acea piesă. Ediția a treia, 10-11 mai 2024. Slătirenii să așteptați cu drag să fie cât de mult prezent și interesant. Numeros. Mulțumim, Săruna, toate cele bune. La revedere!